Eu cred că Dumnezeu preferă lemnul, lemnul și spațiile mici. Dumnezeu preferă lemnul, lemnul și spațiile mici. Au reușit să construiască un fagure la care fiecare a participat cu un cuvânt, cu o faptă și așa este biserica pe care o vedeți dumneavoastră. Un garaj a devenit de câțiva ani buni casa Domnului, într-o vreme în care tot mai mulți preoți sunt acuzați că iau și pielea de pe credincioși, constanțenii au găsit aici un părinte care nu vrea să primească nici măcar un ban de la cei pe care îi păstorește. Aici ne simțim foarte bine, e încăperea foarte mică, biserica este foarte mică, suntem un cartier cu foarte mulți credincioși, credința este, poporul nu își pierde credința. Ce este de înviere aici, nu vă spun, părintele este afară, de Crăciun este afară, că e furirii, plouă, ninge, bate vântul, pentru că e foarte lume multă, nu poate să stea înăuntru și 30-50 de inși afară. Vreau să vă spun că avem un preot extraordinar, de, cum se cade, la un botez, la când vine cu ceva, nu știu ce, că mai se vehiculează treaba că au ceruș, nu știu, la noi așa ceva. Nu există preotul nostru să se ceară sau nu știu ce. Oamenii sunt conștienți că e nevoie de un lăcaș de cult adevărat, dar parcă nu ar renunța nici la bisericuța din garaj. Vrea însă să facă asta arhiepiscopul Tomisului, chiar cu riscul unui nou scandal. Înaltul ierarh este acuzat că urmărește să demoleze o tabără de romi pentru a construi o nouă biserică. Trebuie să ne mutăm, dar unde, nu știu, spune că ne mută la Harry Quander. El a licitat și a luat locul ăsta. Cine? Prenatul. Da. Și că trebuie biserică. Și noi n-am fost de acord când primăria ne-a adus aici, a zis că ne măsoară și ne dă la fiecare să ne facem câte o cameră, câte o bucătărie. El venea și ne spunea să stăm liniștiți dacă nu va băga buldozerul împreună cu domnul Pripiș peste noi și peste copiii noștri. Adică ce a spus în alt presenția asta? Fac... Vine cu buldozerul? Da, da, avem martor toată lumea de aici așa. Reprezentanții arhiepiscopiei confirmă interesul pentru o nouă construcție în zonă, însă deocamdată nu s-au gândit și la ce se va întâmpla cu familiile de etnie romă. O soluție ar fi fost mutarea în cartierul social ridicat de fostul edil. Numai că locuințele sociale sunt deja ocupate toate și sunt slabe șanse să se mai construiască altele. Probabil că noile locuințe sociale ce vor fi construite în cartierul Henri Coandă vor fi soluția și pentru acești oameni care nu au un domiciliu stabil și practic n-au dreptul să ocupe acel teren. Nu ar fi însă pentru prima oară când numele înalt preasfințitului Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, ar fi implicat într-un scandal. Înaltul prelat este cercetat sub control judiciar de către procurorii DNA pentru luare de mită și obținerea ilegală de fonduri europene.